Cârciumioare, cârciumioară, tu ești a mea surioară. Astăzi vreau să-mi beau toți banii cu prieteni și dușmani. Zi tristă în lumea muzicii populare. Lidia Bejenaru Botgros, solista orchestrei Lăutarii, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Soția celebrului compozitor și dirijor al orchestrei Lăutarii Chișinău, Nicolae Botgros, avea în spate 45 de ani de experiență pe scenă. Vestea a venit ca un trăsnet pentru cei care au cunoscut-o pe interpreta de muzică populară, originară din Republica Moldova. Anunțul trist a fost făcut de Andrei Locoman, directorul general Moldova Concert. Până în acest moment nu se cunosc mai multe detalii despre motivele care au dus la sfârșitul artistei. Ziua de 26 iulie va rămâne o zi tristă în muzica populară. Lidia Bejenaru Botgros, solistă de o viață a Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii, și-a încheiat spectacolul vieții aici pe pământ. S-a retras în culisele veșniciei, dar va fi petrecută cu aplauze și flori, așa cum era și întâmpinată de admiratorii săi pe marile scene timp de 45 de ani, a transmis Andrei Locoman.